Zic așa, că PSD-ul ia... Bun, acum eu să zic cu tot cu rotunjală, da, aia, că... Cu rotunjală, nu? Cu Da. rotunjală sau fără? Nu, Cu fără rotunjală. rotunjală, voturile, că Fără. după aia Bine, atunci... rotunjala vine după. Atunci bine. Roți. Ok, PSD-ul ia 40%, cel puțin, cel puțin 40%. PNL-ul ia sub 19%. USR-ul ia mai mult decât a luat, deci peste 9%, dar sub 12%. Sigur, ia mai mult decât a luat în alegerile parlamentare. PSD-ul ia mai puțin decât la alegerile parlamentare. Domnul Coita, nu mai râdeți, că am văzut că aveți ciora PSD-iști. Deci, Am explicat mai devreme. îmi pare rău, am pierdut explicația. Da, e ok. Ok, Sunt în sfârșit. pesediști. Perfect. Măcar și Așa. rapid, dacă... Măcar da, ce se face. Bun, mai departe. Arătați-i ciorapii domnului Coita să înțeleagă despre Sunt ce e roșii, vorba. adică în Dar nu a, sensul ăsta că da, nu sunt, dar nu au trandafir pe ei, să știți. N-au trandafir Pur pe și ei. simplu Bun. roșii. Da. E o cauză pentru maternități și mi se Da. pare că e un fel interesant de a atrage Foarte atenția. tare. Da. Ah, super Tu tare. ce ciorapii Nu vrei să-i vezi. Nu. Nu, e că sunt în training, deci așa. Ok, așa. Domnul Coita și-a alergat un semimaraton foarte tare și a făcut un timp foarte bun Da. pentru această cauză. Deci, Cu domnul Coita, eu tricolor, da. sunt un fan al domnului Coita, de mai multe puncte de vedere, Sunt ăsta fiind unul onorat. dintre ele. Faptul că a Da. alergat la semimaraton cu un timp foarte bun, foarte, foarte bun. Și Și mai pentru ales o pentru o cauză cauză foarte foarte tare. nobilă, Deci, da. bravo. Cineva care stă în scaun. Deci, foarte tare, domnul Coita. Deci, Așa. mulțumesc. Revenind la ăștia mai Așa. puțin tari, cum ar fi cei din politică. Intră Ponta? Nu, nici nu se pune problema. În mintea mea, acum o să vedem. Eu nu spun. Alde? ALDE ia mult. ALDE ia mult. E greu să-mi dau seama cât, dar mult. Adică peste 12% ia. Nu e mai mult decât USR-ul, zic eu, pe ALDE. Mai ales după prestația domnului Tăriceanu din ultimele zile, absolut impecabilă. Impecabilă. N-a tras un glonț pe lângă, toate au fost în centru. N-a spus o vorbă care să iasă din mod incorrect și din esențial. Deci foarte tare. După 6 luni părea că a lipsit de pe planetă sau că s-a Nu retras chiar într-o... șase, dar câteva Am, luni, eu da. zic că 6 luni. Așa, a fost într-o mănăstire tibetană undeva cu Dalai Lama și a zis să ne băgăm picioarele. Orice, să fim zen sau așa, dar acum când s-a revergorat, gen, a fost foarte tare. Deci cred că ia ăsta, ALDE ia mai mult decât USR-ul. Și e în capul meu, să vedem, poate totuși cu totul altceva, eu nu spun asta cu aroganță, spun cum cred eu că Mici, mici, Reglaje sociologice se numesc. Ține de eșantionarea corectă. Mici greșeli, da, mici... Dar a fost în marjă, nu? Da. Marjă 40% plus Partidul minus Social 20% au fost niște mici fluctuații acolo. Dar Tăricianu ia mult. Mult. Acum hai să intervenim un Mult, pic în această situație a alegerilor și să tragem totuși concluzia că orice rezultat s-ar fi petrecut, ar fi fost de mirare. Adică eu m-aș fi mirat oricare ar fi fost rezultatul. Adică dacă ar fi câștigat USR-ul, mă miram. Câștigat PNL-ul, a câștigat PNL-ul, m-am mirat. Câștigat PSD-ul 30%, nu știu, 29-40, cât a zis. Cine? Mă 30. miram, mă uitam, eram consternat. Deci ori eram condamnat la mirare. Pentru că, până la urmă, cam în situația asta ne-au pus partidele politice în momentul de Bă, față. dar pe mine nu m-a surprins votul. Pe mine m-a surprins participarea. Participarea a surprins pe toată lumea, Participarea. dar aducem aminte și hai să invocăm din nou momentul când Aia. râdeam aici vineri. Da. Mai mult sau mai puțin sonor, așa, Da. de Ludovic Orban la protocol, care dădea să intre la Tudor Mușa și ne-a spus, eu cred că va participa, eu știu, va fi o participare de vreo 40%, dacă nu și mai bine. Și Bă, era tot nene. așa, eram toți distrați. Când ai mai văzut așa Zic, ceva? uite, Da. domnul Orban, domnul Orban. Participarea a fost cheia. De, practic, asta e adevărat. Dar înainte de a analiza evoluția partidelor la urne, să facem o precizare. Dom'le, aș vrea toți naționaliștii, toți patrioții, toți românii adevărați să-și vadă de treaba lor când mai dau sfaturi cu privire la metodele pe care poate fi ținut UDMR de parte de Tu mi-ai pragul o electoral. problemă de logică aici. Hai să situăm un pic Nu problema de ziceau, mă, logică. toți naționaliștii pământului că dacă românașii ăștia s-ar trezi din somnul cel de moarte și ar merge la urne și ar vota în număr mare, UDMR n-ar mai face scorul. Că UDMR-ul, care nici nu-i Dom'le, noi partid, avem e Uniune Răzvan, Culturală, hai să situăm face problema 5% cu pentru zona că nu vin logicii. românii la vot. Deci, practic,
avem UDMR-ul care în mod constant face aceste 6%, realizează aceste 6%. Acum, numărul de maghiari, cetățeni români de etnie maghiară este constant. Maghiar într-o scădere. Asta, mă rog, e constant. E într-o fină scădere. Acum, el, numărul fiind același continuu, totuși participarea la vot este una care fluctuează. Cu cât participă mai mult, cu atât acest număr devine un procent mai mic. Da. Dom'le, cum rămâne 6% acolo? Votează românii UDMR. Altă explicație nu există. Bine, lasă-mă, UDMR. Că a mai fost Tăchiș europarlamentar independent și luase la Călăraș nu știu câte voturi. A mai avut UDMR parlamentar de tot de Călăraș. Bă, ori fi niște unguri la Călăraș acolo la noi, nu știu, în Bărăgan. Mi-amintesc la un moment dat, a existat o doamnă, senator, UDMR, ea era jumătate chinezoică, jumătate unguroaică. Dom'le, se poate întâmpla oricui asta. E o situație pe care n-ai cum să o jumătate jumătate ungur, senator român, nu o prea întâlnești. Nu o prea întâlnești, dar și când, și când ai de așa ceva, te bucuri. Vai, da, boșbală, ceva de genul, așa o chema. Da, avea un nume. În fine, da, asta e. Dar era jumătate chinezoică și a fost votată în Călăraș. Ori fiind oamenii, băi, eu chinez ungur n-am mai văzut. O să să-l votez. Hai să încercăm cu așa Hai ceva. Hai să încercăm asta cu așa ceva. Asta e ultima soluție, e soluția disperată. Mai e varianta că toate minoritățile naționale, aproape toate, că minoritatea romă, dacă ar vota, ar schimba mult. Radical situația, da. Dar altele decât cea romă votează UDMR-ul și spui că sârbii, croații, slovenii, albanezii, toți turcotatarii îți votează UDMR că e un partid al minorității. Se poate și varianta asta. Dar altfel eu nu înțeleg cum, doamne iartă-mă, să face UDMR-ul ăsta mereu același scor, indiferent câtă lume participă la vot. Ne scrie cineva, persoană importantă, nu dau nume, zice la Craiova, într-o secție s-au votat 1500 UDMR. Au votat 1500 UDMR. Dar ideea este totuși una nebună, pentru că nu reușim să-i găsim o logică, o explicație rațională. Sigur, e posibil dacă votează și românii UDMR-ul, dar ok, atunci am rezolvat discuția. Pe de altă parte, aceeași explicație a avut-o aseară și să-l ascultăm în momentul acesta festiv. Bucuria asta de intervenția domnului Tăricianu de aseară, aceeași explicație a avut-o. Domnule, noi ne-am făcut numărul de... Deci nu procentul. Lasă-mă cu procentele. Numărul. Același număr de votanți i-am avut și acum, așa cum i-am avut și în 2016. Procentul însă, din cauza acestei participări nebunești la referendum și implicit la alegerile europarlamentare, a făcut, doamne iartă-mă, să nu prindem Parlamentul European, să îl ascultăm pe emoționantul domn Tăricianu, râdem, glumim în incintă. Am hotărât că vom face după aceste alegeri o analiză pentru a vedea care este cea mai bună soluție și cred că acum că alegerile pentru Parlamentul European s-au încheiat, este nevoie să ne luăm un timp de reflecție și analiză și mai ales să nu luăm o decizie pripită. Noaptea întotdeauna, după cum știți, este un sfetnic bun. Noi ne-am fixat un obiectiv de număr de voturi. Acel obiectiv era calculat, așa cum am văzut și estimările institutelor de sondaj, pe o participare la vot care ar fi urmat să fie între 30 și probabil maximum 35%. Participarea aceasta record, sigur că ne diminuează ponderea, contăm pe același număr de voturi, discuțiile pe care le-am avut cu colegii noștri ne confirmă că voturile pe care am scontat se vor realiza. Adunăm din nou românii în jurul unui proiect comun și cred că cei care ne vor reprezenta la Bruxelles, în Parlamentul European, au datoria să prezinte o Românie unită, o Românie care are un țel comun, care își dorește să-și apere și să-și promoveze interesele proprii, așa cum fac și parlamentarii din celelalte țări europene. Domnule, vorba domnului Tăricianu, voturile pe care, aici e mirarea, că e Parlamentul European, de-aia zis pe care am scontat, zice domnul Tăricianu foarte bine, pe care am scontat au fost totuși îndeplinite, domnule, voturile pe care am scontat. Bine, mulțumit! L-ai văzut cu tinerii în spate? L-am văzut cu tot tinerii tot din ziua de azi. Părea, domnule Tăricianu, rămân tineri în țară. Viitorul țării, uitați-vă acolo. Că uite, tineretul care rămâne în țară. Nu pleacă tineretul din țară la Parlamentul European. Stă aici. Nu ne mai pleacă nicăieri, bravo, că sunt patrioți oamenii ăștia și mă bucur. Dar domnul Gerea ce face acolo, între tineri ăștia? Domnul Gerea? Și dânsul acolo? Domnul Gerea oricum se uită stânga-dreapta și zice, bă, la PNL n-am cum să mă întorc. Da. M-o lua pe mine PSD-ul?
Cum naiba facă? Eu nu mă apuc de muncă. Deci eu de muncă nu. Eu la, de muncă acum nu mai. Eu stau în politică 20 de ani, mă apuc acum de muncă la bătrânețe. Deci îl las pe ăsta. Uite că totuși se vadă că nu-l las la greu, stau la conferința asta. De ce nu e Renate Vibă acolo? De ce nu e doamna aceea? Norica Nicolae. Nicolae. De ce nu sunt oameni aceștia candidați la europarlamentare? De ce sunt tinerii ăștia? Ce-i cu tineretul ăsta? Ce-i cu explozia ăsta? Și eliberau biroul de Parlamentul European. Făceau curat. Deci pare că treceau în apărut cu ăștia. Da, uite, dă vina pe tu, după ce ăștia dă vină. Vinovați, ăștia sunt vinovați. Ăștia sunt, uitați, vi-am adus ca să râdeți de ei. Da. Întrebarea e în felul următor. Dom'le, cine și-ar fi imaginat? Deci domnul Tăricianu e totuși mulțumit, da? A spus, domnule, voturile alea sunt. Da. Alea sunt ce am eu aici. Mult, domnule, cum zicea Mircea Badea. Mult, domnule, mult, nu știu cât, dar mult, mult peste USR. Deci asta a rezolvat. Cine și-ar fi imaginat că după numărarea voturilor, mă rog, nu trebuie să le numărăm pe toate, că oricum n-atinge 5%, și domnul Tăricianu va organiza o conferință de presă în care își va declara mulțumirea sufletească și noi vom fi foarte mulțumiți. De domnul Tăricianu, ce frumos am dat-o la pace. Cum ne-am împăcat. Uitați cât de bine e că în sfârșit s-a găsit o această soluție de compromis. Dumneavoastră sunteți mulțumiți că voturile acolo sunt. Nu vi le-a luat nimeni. Doar că participarea asta nenorocită la vot va da peste cap, da, una e una, alta, alta. Și noi suntem mulțumiți că ne rămân valorile de la ALDE în țară, nu ne mai pleacă peste hotare la Bruxelles să-i scoată din anonimat pe toți europenii și să-i învețe cum se face de fapt politica la nivel. Rămân și ne bucurăm de ei aici în țară. Și eu îl încurajez pe domnul Tăricianu să nu uite ce ne-a promis și să candideze la alegerile prezidențiale. Dom'le, dar... Eu în locul lui aș fi și mai motivat. Și l-am împiedicat de explica, aseară nu mai știu unde am văzut un om mai ușor, mai bezmetic, un pic în explicații. Ne spunea, dom'le, e vorba de europarlamentare. Vorbiți de proiecte de europarlamentar. Mă luați pe mine cu alegerile interne, nu? Una e una, alta e alta. Și la fel poate să vină domnul Tăricianu. Da, domnule, am înțeles, ca europarlamentari nu ne vor românii. Dacă ca președinte, n-ar ca vrea parlamentar. Și ca europarlamentar, tu nu înțelegi, Radu. Românii vor ALDE și în Parlamentul European, dar nu se pot, nu-și pot rupe de la gură. Că fiind un partid mai micuț, ce să mințim, au zis, băi, sunt oameni de valoare toți, dar sunt puțini. Dacă trimitem o parte la Bruxelles, pe cine ia consilier prezidențial domnul Tăricianu? Deci cu cine îți face guvernul? Am blocat exodul valorilor politice. Pentru că domnul Tăricianu vine la Cotroce. Dacă el câștigă alegerile. El mai trebuie să-și pună un zero. Păi dacă își mai pune un zero, tot nu câștigă alegerile. Bar nu contează. Așa, dacă mută virgula. Tot nu câștigă. Nici dacă mută virgula nu câștigă. Da, are timp. Are timp să crească. Vine la Cotroceni. Păi lei pe domnul Gere al faci președintele administrației prezidențiale, șeful administrației prezidențiale. Mai iei pe Norica Nicolae, Renate Weber, a mai fost consilier, îi aduci pe oamenii ăștia, da? După care faci și guvernul. Da. Că la anul face și guvernul, nu? Da. Îți trebuie miniștri. Și ca să nu mai fie obligat să intre în alianță cu PSD să pună și de la ei, va folosi resurse interne de partid. Păi pe cine mai aduceai tu din țară dacă îi trimiteai în Parlamentul European? Despre asta, e vorba înlămurit-o și acum mergem către Partidul Social Democrat care... Sau ce a mai rămas din el? Dom'le, a venit cu acest succes, totuși când te uiți la ce a făcut, te uiți în urmă retrospectiv, sigur, poate părea un insucces, nu? Adică poate părea un scor mică, 23%, dar față de ce a făcut, te gândești, bă, a obținut totuși 23% în condițiile actuale, mi se pare un rezultat bun. Deci dacă vii, depinde cum privești. Dacă privești cu rea voință și te gândești, domne, au mâncat bătaie, a trecut PNL-ul peste ei. Apropo, de Rareș Bogdan, când vorbeam cu Rareș Bogdan, când și-a anunțat candidatura la președinte, la... Când și-a anunțat candidatura la europarlamentare, râdeam de el că zicea că, domnule, o să batem PSD-ul și ne gândeam, da, domnule, entuziasmul ăsta. Uite, tineri, nebun. Vine din presă, știm cum e. Asta e nebun. Hai, lasă, nu-i strica omului bucuria. Acum i-am dat un mesaj lui Rareș Bogdan astăzi de dimineață, un pic spășit, așa, știi, un pic jenat de situația asta. Jenat de voturile lui. Mă, dă-mi le-ai luat în față. Înțelegi cumva de situația asta, că râdeam de el. Sunt multe. O să explicăm. Totuși, există niște explicații la toată treaba asta. Una dintre explicații ar putea să fie, hai să o luăm așa. Explicația ar fi Viorica Dăncilă. Este cea mai bună explicație. Această femeie cu care s-a defilat până Europa și care ne explica faptul că trebuie să ne întoarcem la mândria de a fi români și o vedeam pe doamna Viorica Dăncilă cu liderii lumii. Bă, ne crăpa obrazul de rușine. Eram aici, bă, Răzvan, mi-aduc aminte că nebuneam. Zic, bă, mai bine, n-am o pregătire. Deci dacă mă pui diplomatic, vorbim, sigur, mai zic o prostie. Dar, dacă mă puneai pe mine acolo, domnule, totuși o scotea la capă, cumva făceam o glumă, doamne, iartă-mă. Bă, Viorica Dăncilă! Bă, mă, că măcar știai unde ești. Domne, măcar... Bă, ți-arată telefonul, uite, mă, dacă ai telefon de ăsta, scrie. Scrie, doamne, iartă-mă, București! O lămuream! Mă, nu știu,
Exact. Aruncă o privire. Întrebat, dar tu m-ai văzut că uneori nu știu, întreb. Bă, întreb. Unde, doamne, iată, mâine? Noi oricum suntem obișnuiți cu cască în ureche. Bă, spune deci, am, vin, domnule, vin la Palatul Victoria. Domne, ne dar rămâne casca în ureche. Ne luăm producătorul. Domne, România au ieșit în nebuniți la vot să scăpăm de așa ceva. Ne bate, vă bate joc de noi, mă, cu această dudule. Acum o vedeți președintele partidului. Zice, doamne, avem niște proiecte, continuăm cu PPDD-ul, cum se numește, mă? Nu PPDD-ul. Cu programul ăsta, cu dezvoltarea. PNDL-ul ăsta, domne, continuăm cu el, o să încercăm, facem, deci... Bă, nici pătine te la singur la guvern. Când o să spui, PPDD-ul merge bine, sper că premierii sunt mulțumiți. Nu, da, o vezi acum îngreată în proiect, o vezi desfășurată, o vezi mai puternică ca niciodată. Bă, domne, ea a luat-o ca pe o oportunitate. Domne, ca să zic așa. Când ni se dă aici la B1 TV, o zi în care, sigur, n-am fi avut emisiune și noi, luat-o ca pe o oportunitate. Așa și doamna Viorica, a văzut o oportunitate în toată treaba asta. Asta e șansa mea. Șansa e să se afirmă. Uitați-vă la aia. Ați văzut ce bezmeticean a spus, mă? Că, zice, domne, împotriva sentimentelor pe care le avem la... Domne, e o nebunie cu vremea, trebuie oprită. Nu, mă, nu. Singur lucru a fost de-a dreptul ridicol în expunerea doamnei Dăncilă, faptul că n-a început și n-a continuat și nici n-a sfârșit cu demisia. Adică nu aveai ce să... Astăzi venești, spuneai, cer scuze, știu că nu mă suportați, m-am uitat și eu pe rezultate, n-a aruncat scuze, sunt totuși o femeie, oamenii ar fi de-aia, bă, că totuși e femeie. Da, abia atunci, da, domnule. Abia atunci funcționa argumentul. E femeie, gata. Doamne, nu mă înjurați, nu mă scuipați, n-a aruncat cu roșii mine. Stațiile domnului Dragnea, ați văzut, dânsul apreciază. Domnule, dacă era bărbat, nu mă deranjez cu nimic, da, doar atât am de spus, să știți că îmi dau demisie. Dă onoare, e... Ce onoare, domnule, este? Dă rușine, doamne, dă onoare. Demisia dă rușine. Da. Veneai frumos civilizat, am greșit, asta e, orice om este frică, vreau să mă duc acasă. Acasă, doamne, e nevoie de oameni acasă, ca dumneavoastră la casă, acolo. Luați nevoie... mașina de serviciu B07 VDL, VDL-ul, și direct VDL să scrie pe dumneavoastră, VDL. Da. Dumnezeu, apare aici, vom vedea, trebuie ne continuăm văzut, guvernarea. Mă, când am auzit aia cu guvernarea continuă, unde continuă, dar ai cu altcineva? Adică în sensul în care rămâne, bă, cu guvern, parlament. Da, nu e ca și cum... Nu schimbăm. Nu schimbă structura. Președinte, așa, așa rămâne. Cum era? Arhitectura constituțională. Rămânem, domnule, rămânem. Da, domnule, continuă guvernarea. Rămânem, nu cu dumneavoastră. Adică mai avem și alți oameni. Vine, doamne, iartă-mă, altcineva, trage la sorți, luăm de păstra, facem o tombolă. Mă, Răzvan, dar trebuie să explic... Domnule, să zică loteria română, nu mai e mare, nu mai dăm 3 milioane de euro, că dăm un post de premier. Băi, câștigi la bingo. Nu, e și mai bine, dacă se trage la sorți, șansele pe loterie. Nu se poate. Deci, aș nu, merge la loteria, pe loterie. Bun, dar bă, dacă ți-ai 3 numere, să prinzi vicepremier. N-ai cum, deci n-ai cum să ieși mai prost de atâta. Deci, la Joker te pune ministrul agriculturii. Nu, dar ce vreau să remar, totuși era o stare de aroganță a Partidului Social Democrat. Vorbeam cu oamenii de la Partidul Social Democrat care se mai perindeau pe aici. Oamenii nu de prima mână, ăștia de prima mână mergeau tot timpul la Antena 3, sigur. Ei nu complicau, erau acolo proptiți în scaunul lor, nu complicau. Erau veniți aici într-un entuziasm, luăm peste 30%, erau toți în crimă. Eu vă spun că 38. Nu știu de ce are, mai se organizează prostia. Bani aruncați alegerile astea. Deci, deci erau siguri, păi mureai când îi ascultai. 38, ne ducem în 40 cu redistribuirea. Făceam dezbaterea asta, ne chinuiam să aducem pe cineva relevant de la Partidul Social Democrat. Îți venea Radeș Bogdan, îți veneau oameni de genul acesta. Îți venea locul 15 și spunea, băi, eu vă spun, fiind pe loc eligibil. Da. La ce? Loc eligibil la ce? Deci erau de o siguranță de sine și l-a scurs pe domnul Codrin Ștefănescu, l-am auzit eu în emisiunea lui Mărăsie. Miliarde de români! Și când era invitat aici, a intrat pe telefon, când era invitat aici, care dintre Oprea, Gabriel Oprea era invitat aici, sigur, un pic jenat și el, domnule, de ce mă mai întreabă lumea de vorbă, era și el un pic încurcurat, ce caut eu în viața mea, așa, domnule, intrat Codrin Ștefănescu și a anunțat o alianță cu partidul lui Gabriel Oprea, partid care a luat mai puțin decât independenții. Deci dar l-a luat nimic, ce a luat? Domnule, el a luat cât de gloasă? N-a luat 1%, doamne, păcatele mele! Lovitură, puneți-i breaking news, o să facem cu Gabriel Oprea alianță. Bă, 1% sunt voturi. Mă, Răzvane, ei s-au aliat, oamenii de la Partidul Social, domnul 06. Ștefănescu s-a aliat cu PNCCD-ul, mă, cu omul acela, cum îl cheamă, cu omul, Aurelian Pavelescu. Mă, în ce Aurelian situație? Aurelian Andreescu. Hai, mă, în ce situație te-ai aliat cu omul? O să vorbim de ele astăzi. Deci, practic... Fii adică, pe niște sondaje de-astea, da, n-a fost independent. Independent, domnule, că au fost 3 independenți. Da. În ordinea procentelor, Peter Costea, nu știu, Peter Costea, cum a luat mai mult decât George Simion. Da. Da, mă rog. Așa, Peter Costea, George Simion, Gregoriana Tudoran, ați văzut-o și la noi în emisiune, toți au luat peste 1%. Bă, UNEPR-ul a luat 0,6. A luat că Prodemo ăla de... A luat mult! Dar lumea nu știa că Prodemo e partid. 0,6 e mult, bă! Deci mi se pare enorm. Deci a dat o lovitură... Păi a tras PSD-ul.
Asta, și astea 0,6 de la PSD, că PSD-ul și imaginea că face 38%. Și, și dați și lui. La fiecare 5 voturi pentru noi, îi dați un vot lui Gabi Oprea. Și probabil e de la fiecare 5, dar n-au luat nici ei prea multe. Vorbeam, Răzvan, dacă ți-aduci aminte, vorbeam cu Gabriel Oprea aici la protocol. Tu vorbeai cu Gabriel Oprea, mă rog, la vorbeam eu. Răzvan a plecat. Dar eu am rămas de vorbă un pic așa de curiozitate să văd ce mai zice domnul Gabriel. Bă, nu ocupau canapea întreagă. Stătea, domnul Gabriel Oprea stătea pe un cos de canapea. Dândita mai liderul. Stătea pe 06, mă, de canapea. Stătea pe 06 și Codrin Ștefănescu vrea să facă o înțelegere cu el ca o lovitură dată. Renunță la Tăriceanu, nu pe Gabriel Oprea. Și noi ne mirăm că a obținut rezultatul acesta. Demisia doamnei Dăncilă, demisia doamnei Dăncilă, demisia acestui guvern care nu mai are nicio legitimitate în momentul de față să facă nimic. Și stai o secundă, că dincolo de procentele obținute, că poate aici oamenii au votat pentru proiectele europene. Da, proiectele europene. Acum, dincolo de prostia asta, da. PSD ar trebui, dar împreună cu ALDE neapărat, da. Dar nu, în ordine inversă, vreau ALDE prima dată și apoi PSD, după ei să încuie ușa, să plece de la guvernare după mizeria care s-a petrecut în diaspora. Unde oamenii au stat ore întregi, 8 ore, 10 ore. Unii oameni au fost bătuți ieri. Unii oameni au stat în, la coadă să voteze, da? Să voteze în condiții care îi poate locuiesc în străinătate. Și nu știu cât îi mai afectează pe ei cum e guvernată România. Dar oamenii ăștia au stat să își exprime un drept cetățenesc. Au murit oamenii la Revoluție, ca să folosim replica noastră preferată. Așa. Și unii n-au apucat. Unora li s-au pus piedici, bețe în roate. Păi bețe în roate e guvernul României, ca să ne exprimăm așa. Alții au mâncat și bătaie. Și pentru toate astea nu demisionează nimeni, n-are nimeni decența să demisioneze. Nu mai spun că în momentul de față PSD are un lider corupt, condamnat definitiv și care în momentul de față se ceartă cu colegul de celulă pe care pat să doarmă. Nu mai spun asta, că poate și asta ar trebui să fie, domnule, un semnal. Domnule, această guvernare, hai să semnalăm lucrul acesta, a fost obținută de acest domn Liviu Dragnea. A căzut Liviu Dragnea. În mod normal, bă, te retragi, mă. Vezi și tu că e totuși cel care, pe care l-au votat românii. Totuși, hai să aducem aminte. În 2016, România a avut încredere. A dezamăgit? Ok, a dezamăgit. Gata, dom'le, ne retragem un pic, să ne repliem un pic. Adică așa ne spune rațiunea că trebuie făcut. Măi, e vorba și de decență. E vorba de multe chestiuni. Acum, eu știu că umblă între partide o vorbă că, dom'le, moralitatea în politică înseamnă legalitate. Dacă e legal, e și moral. Nu, asta e o prostie. E o prostie. Că ei consideră că s-au strâns acolo pe bază de principii. Da. Principii tot. Legalitatea e aceeași pentru toți, nu? Corect. Deci tu ai niște principii. Dom'le, eu cred că ar trebui să existe salariu minim pe economie. Vine ăla libertarianul, liberalul, nu extremist, nu știu care. Dom'le, nu. Extremist în sensul de radical. Sensul, nu, da. Așa și spune, nu, dom'le, nu. Să fie piață liberă. Da. Deci tu ai și altceva dincolo de legalitate. Haide să vorbim și de moralitate, minimă moralitate evident, dar să vorbim un pic și de ea și în condițiile de față, da, nu cu doamna Dăncilă. Că să vorbim cu doamna Dăncilă despre moralitate e greu în condiții în care e greu să vorbești cu doamna Dăncilă, punct. Că ea te întreabă, dar ce proiecte aveți pentru România? Nu, dar senzația este că acest insucces al lui Liviu Dragnea se constituie acum într-un succes al doamnei Viorica Dăncilă. Deci pare că, doamne, a reușit să scăpăm, de, ați văzut că era, el era problema. Noi acum... Mă, nu te știa nimeni, mă, eu nu știam Viorica Dăncilă, auzi, vine Viorica Dăncilă, parcă am văzut-o certându-se cu un domn mediocru la o emisiune mediocră, doamne, undeva. Eu în ceea ce privește, până ceea ce privește persoana Viorica Dăncilă, trebuie să fac apel la clasici, la clasicii în viață, da. Și să citez din domnul Bogdan Chiriac și să relatez un episod la care am asistat. Și eu de regulă nu prea povestesc episoade de-astea care nu se întâmplă în fața... Nu, cu asta mă ocup eu. Asta e clar! Da, dar uite, de data asta am să fac o excepție, o să merg pe modelul tău și o să povestesc o discuție la care am asistat eu. Vine doamna Dăncilă, dar cu altă coafură. Dăncilă pe stil vechi. Dăncilă înainte să fie... Înainte să fie premier, la domnul Bogdan Chiriac și spune felul următor. De ce ați spus despre mine că nu există domnul Chiriac? Domnul Chiriac s-a uitat și a zis, mă scuzați, dar cine sunteți? Și de aici lucrurile sunt... Asta s-a întâmplat pe hulură unei televiziuni de știri, da? Da. Asta s-a întâmplat. Nu o să o conteste nimeni. Nu vreau să jignesc pe nimeni, vreau doar să spun că doamna Dăncilă nu era un personaj cunoscut. Dom'le, nu exista, nu avea sens. Adică, acum nu există... Ca să fie clar, dacă nu te cunoaște Bogdan Chiriac...
ca PSD-ist? Mai ales ca PSD-ist, da. Nu existi, frate. Da. Nu existi. Nu existi, la revedere. Sigur, acum, pe parcurs a învățat-o. A învățat-o bine de tot. Trebuie să dăm niște date până la urmă care să explice într-un fel acest insucces. Trebuie să semnalăm faptul că poate că l-a costat pe Liviu Dragnea în mod cert conflictul cu Gabriela Firea, când te uiți așa totuși la ce participare mare a fost și la ce scor penibil a obținut în București PSD-ul, dom'le, te îngrijorezi un pic și îți dai seama că momentul acela în care îi crea dificultăți Gabrielei Firea, domnul Liviu Dragnea, care Gabriela Firea, eu bănuiesc totuși, o suspectez că ar fi vrut la un moment dat să candideze la președinție, nu știu, ar fi vrut la un moment dat să candideze la președinție și în baza acestei intenții de candidatură, mă, poate ar fi făcut ceva pe București. Și eu bănuiesc pe Liviu Dragnea că a făcut în așa fel să nu se prea întâmple multe lucruri în București, astfel încât București în momentul de față este un oraș aproape insuportabil. Aproape insuportabil. E, și toată această stare de nervi s-a concretizat la vot. O fi fost bine, domnul Dragnea, că i-ați blocat proiectele doamnei Firea și acum bucureștenii, uitați-vă și noastră ce vot anemic au dat, au dat în București, 10% cred că au votat doar cu PSD-ul. Membrii de partid. Membrii de partid. PSD votat, da. Bun, acum totuși te mai repliase un pic, domnul Dragnea, la ce mă amintesc, dându-și seama totuși de proporțiile dezastrului ceva să vie. L-am văzut pe Dragnea, mergea la asta la TVR la cu satul, cu vocea satului, sau cum se zice? Viața satului. Mergea la viața satului, de două ori a fost. Dom'le, e cumva un public acolo, logic ne întrebăm. E cumva un public acolo care trebuie, are niște dileme la vot așa, trebuie întors către PSD, deci mergea și bătea la uși deschise. Te ducea la Antena 3 unde acolo era clar, deci acolo bătea la niște uși deschise în sensul în care, dom'le, era clar oamenilor ce au de făcut, da? Și te uitai la omul acesta care se învârtea tot și într-un cer de genul acesta care n-avea de ce să aibă succes. Radu, dreapta a fost acuzată întotdeauna. Da. Mai ales USR-ul. Da. Da, dreapta. Eu zic dreapta la ce nu e PSD. Mai puțin Victor Ponta. Da. Căruia nu-i zic dreapta, nu-i zic stânga, îi zic altceva, dar nu în direct. Dreapta era acuzată că trăiește într-o bulă. Da. Dom'le, voi sunteți nebuni, stați în bula voastră. Credeți că vă vede cineva? Noi, Partidul Social Democrat. Dom'le, noi mergem printre oameni, dom'le. Noi facem meeting cu câte zeci de mii de oameni. Ce a făcut PNL? Râdea râs Codrin Ștefănescu pe Facebook. De meeting-ul PNL. Da. Dom'le, a spus că i-a numărat el că erau 50 de oameni, dar i-au filmat de mai multe ori. Că nu era nimeni acolo. Că atâtea vor veni și la vot. Că ei când fac un eveniment, uite așa, ei nici n-anunță pe toată lumea să nu vină prea mulți PSD-și la evenimentele lor, știi? Dom'le, stau și mă gândesc acum. Cine a trăit mă într-o bulă? Sigur, poate au o bulă mai mare ei. Adică erau suspectați de Facebook cumva. Dom'le, ăștia trăiesc pe Facebook. Ăia trăiesc pe Facebook, nu trăiesc în lumea reală. Și cu bula ăștia cred că trăiesc când au o bulă în lumea reală și trăiesc în ea. PSD a pierdut 1,3 milioane de voturi în acești 3 ani. 1,3 milioane de voturi, hai să ne gândim, dacă nu chiar 1,6 ceva, unii dau chiar 1,6. A pierdut multe voturi. Oricum, au pierdut foarte multe voturi. 500.000 conform studiilor celor de la Avangard pe care le-am cercetat aici. 500.000 au mers către Victor Ponta. Au zis, domnule, mergem către domnul Ponta. Nu știu să vă explic care e logica. Mergem către niște oameni. Iar unii foarte mulți dintre aceștia nu au ieșit la vot. Deci, practic, au fost demobilizați de această situație. Au zis, domnule, nici n-am pe cine vota. Deci sunt mulți PSD-iști care n-au ieșit la vot, totuși. Ne spune asta Avangard. Eu pot să înțeleg orice PSD-ist care n-a ieșit la vot. Da. Pentru că printre PSD-iști, mă rog, nu în conducere. Mă rog, nu în funcții publice. Nu, mă rog, nu în așa la nivel. Dar sunt oameni în PSD, doamne iartă-mă, că sunt mulți PSD-iști. Sigur există oameni în regulă acolo. Adică Nu poți să spui. Doar pentru că Viorica Dăncilă e președinte executiv și cred că șeful interimar al PSD-ului. Doar pentru că ultimul președinte ales este condamnat 3 ani și 6 luni și în momentul de față se află la Rahova. Doar pentru că l-au pus pe Andrușcă, ministru al economiei. Doar pentru că omul care face și desface guvern în România e Arsene de la Neamț, șosețele și toate cele. Nu înseamnă că în publicul PSD nu există și oameni în regulă. Oamenii în regulă poate n-au votat. Da. Sau poate au votat altceva. Cred că mulți au votat altceva. Eu chiar cred că există votanți PSD care au votat PNL acum. Da, au spus, bă, nu. Știi care-i treaba? Bă, a existat și un USL la un moment dat, să nu uităm asta. Deci când ai pus odată ăștia în pila pe o listă comună, poți să pui și a doua oară numai pe jumătatea ei. Se poate, deci, da. Eu nu înțeleg povestea cu Victor Ponta. E acolo, nu înțeleg. Eu nu pot să înțeleg să te duci acolo, să intri și să vezi. Mihai Tudose
Nicolae Bănicioiu? Și Victor Ponta. Victor Ponta? Păi nu, dar să ne aducem aminte că Victor Ponta era Liviu Dragnea. Brelocul de la Chișinău? Scuze, nu vreau să le auzim. Victor Ponta era Liviu Dragnea. Brelocul lui Chișinău și al lui Placadiu. Da. Ce? Liviu Dragnea. Victor Ponta era Liviu Dragnea. Era un om extrem de... privit cu suspiciune de către toată lumea. Era un om împotriva căruia se striga în Piața Victoriei. Acum apare un politician nou, domnule, dăm o șansă nouă lui politician. Dăm o șansă. Da. O să vedem, bun. O să vedem și cu Victor Ponta. Am care, înțeles că nu care pleacă în Parlamentul European. Că se duce Corina Crețu, fost comisar. Și care e partea Corina Crețu? Că noi știm că e la pro-România și treburile astea. Dar te gândești că poate acolo străinii nu ar fi atât de racordați la politica română, nu știe exact ce și cum. Poate se gândesc, băi, fost comisar european. Știi? Poate ori zice așa, să ai comisar european, a fost comisar european. Și aia așa, să te ne prezentăm cu funcția. Dom'le, am trimis și un comisar știi european. Știi de un soi totuși. Are o oarecare treabă. Așa. Să zicem. Luăm o scurtă pauză, după care ne întoarce cu scandal. Tot rău mi-a părut că a făcut pragul. Am simțit nevoia să spun asta. Pe cuvântul meu mi-a părut rău că a făcut pragul. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Lor, dă bine. Cam asta a fost, urmăream aseară aici împreună cu Tudor Mușat, eram aici și discutam imaginile cu cozile acelea și părea că e videoclipul, nu? Dar am putea să punem la oaltă, Alex, imagini, nu știu dacă am putea să facem chestia, dar oricum vă imaginați. Să facem montaj în direct? Să facem un mic montaj în direct cu muzica de la oamenii ăștia de acolo, de la Giurgiu, da? Și cu imagine de la oamenii aceia de acolo, nu știu, de la Amsterdam, de la Londra, de pe unde vreți. Unde stăteau la coad. Da. Dar interesant, interesant că, știi, asta nu era doar Romania. Da. Nu era doar Romania. Era mai mult decât atât. Dom'le, era o declarație de intenție. Asta face PSD-ul. Dar mă, ce faceți voi? Ați făcut protestul în 10 august? Faceți voi protestul în 10 august? Păi să vedeți ce vă facem noi. Hai să vedem ce le-au făcut. De la Haga, unde oamenii voiau să intre cu forța în sediu care s-a închis, sediu de votare, care, secția de votare care s-a închis. Aici, imagine cred că sunt de la Londra, nu? Dacă nu mă înșel, imagine sunt de la Londra cu votanții. Băi, aici se dă că sunt niște golani acolo strânși într-un protest. Aici e Olanda, vedeți ce se poate întâmpla. Da, ce se poate întâmpla unui om care a venit să voteze. Și acum suntem în Londra cu un scandal în secția de votare, să-i ascultăm. 1, 2, 3, 4. Un sigiliu. Un singur sigiliu se poate vedea. Nu se poate. Nu vei rușine să deschide sigiliul, doamnă. Dar ne faceți proști? Ne faceți proști? Cum nu se poate vedea? Uitați. Deci vă rog. Ne faceți proști? Da. Acum se sigilează după ce e urna plină? Nu, deci... Hai să vedem. Dacă da? Urna plină. Ce nu faceți fotografii? Dar sunt proști. Dar ce suntem? Nu vă rușine. Stăm de 6 ore cu copiii la coadă. În brațe, ca să ne pune și cutie, da, nesigilată. O să vă trimit direct la realitate de acum. Ia uite, mă, cutie de sigiliu, da? Cum nu? Cum nu? Cum nu era așa? Aceea să te faci oamenii proști? A? Cum nu era așa? Noi suntem aici. Ok, unde sunt restul de sigilii? Unde sunt restul de sigilii? Atunci. Unde sunt restul de sigilii? Sigiliile, vă rog, acum. Astea merg cum? Astea sunt sigilate, astea sunt ok, astea sunt sigilate. Uitați, se schimbă cu 4 sigilii, da? Cum ar trebui să fie de la început, da? Se schimbă cu 4 sigilii. Și restul de bonuri ce faceți cu alea? Alea de acolo ce faceți cu ele? Dați-mi aduceți un sigiliu. Ce se întâmplă cu voturile noastre? Dar chiar așa e posibil, zâmbiți! Toată lumea! Imagini tensionate dintr-o secție de votare din Londra cu un scandal iscat acolo de românii nemulțumiți că nu se respectă regulile. Dom'le, până la urmă, semnalam asta și ieri. Sunt două motive pentru care lucrurile se produc așa, la, sau poate sunt trei, să zicem, de la votat
campionatul în afara țării. În primul rând, faptul că au plecat foarte mulți români și oricum ai face-o, e foarte greu și dacă ai fi competent și dacă ai avea bunăvoință, e foarte greu să-i faci să voteze în condiții normale. Pe atât de mulți români plecați în afara țării, în curând, vor fi mai multe secții de vot în afara țării decât cele din România, din păcate, dacă continuăm așa. Hai să spun eu care e problema, de fapt. Problema e că am trimis în diplomație tot felul de pile și obligații de partid și de firmă. Că uite, mi-amintesc de exemplu de distinsul diplomat fata lui Melcu. Da. Fata lui Melcu. Da, de la Torino. Da, de la Torino, de la Torino, care se ocupă de organizarea alegerilor la Torino. Da. Și știe ce oameni ori fi trimis și în misiunile astea diplomatice de aici. Că ieri a încercat Dragnea să paseze responsabilitatea la ambasador. Dar nu așa merge treaba. Nu așa merge treaba. Nu pasezi responsabilitatea la ambasador și apoi te aștepți ca toată lumea să creadă că oamenii pe care i-a pus Klaus Iohannis s-au organizat. Că tu vrei să ajungi în punctul în care să spui că președintele e responsabil de organizarea alegerilor. Adică nu există chiar o limită a bunului simț sau, mă rog, a respectului față de cetățean, în sensul în care să nu crezi că e chiar atât de prost. Deci eu mă simt jignit. Fac conferință de presă, nu sunt reporter. Dar dacă aș sta reporter cu microfonul și la un moment dat la întrebare mi-ar răspunde, păi nu știți că nu știu, mă, aș pleca, zice, păi stai așa, mă, juri? Mai bine înjură, mă! Zi, să vină presa să bip pe ea! Bă, măcar e ceva sincer! Dar nu veni tu cu o explicație care frizează prezumția că eu aș fi imbecil și aș crede așa care ceva. Care pleacă de la această premiză. Bă, domne, vorbesc cu un idiot, poate deci să vorbesc orice. Prostul ăsta n-are cum să... Domne, da. Să știți că nu s-a... Nu e, domne, nu chiar. E foarte bine. De ce n-a spus în clar? E foarte bine. E, acum, sigur că sunt secțiile, sigur că sunt prea mulți români organizați în străinătate. Dar organizez un miliard de secții, nu? Organizezi, mă, câte secții vrei. Adică în momentul când îți convine că îți trimit oamenii bani din străinătate și calculezi într-una la... Care au salvat economia țării. Da. Oameni din străinătate. Atunci am zis că mai și costă toată treaba asta. Dar exact. pe de altă parte, urmărind... Deci acum am făcut economie, noi de asta n-am înființat secții, că am făcut economie la bani. Vrem spitale, nu secții de votare. Nu secții de votare. Urmărind aceste imagini, invocăm al doilea motiv ăsta, al incompetenței. Da, domnule, eu cred într-o incompetență profundă, pentru că în ultimii ani MAE s-a deprofesionalizat. MAE era, la un moment dat, unul dintre focarele de competență din Guvernul României. Da. Spune, bă, sunt o fel, dar MAE, diplomație, domnule, era altceva. Întotdeauna ministrul de externe era un ceva mai spălat decât restul. Era. Că acum avem o problemă cu domnul ăsta, care Mișcar. Nu înțelege că mai există pensionari care trag de timp și muncesc, dar ăia pentru că încă sunt în forță, domne. Încă sunt apți de muncă. Eu cred că dânsul poate e mai familiarizat cu expresia apt combatant, apt necombatant, ca era în armată, da. Și în zonele cu grade. Dânsul nu știu dacă mai e apt guvernant, domnul Meleșcanu. Vreau și eu să-mi spună cineva, să-mi demonstreze că domnul Meleșcanu, cu tot respectul pentru vârsta sa înaintată, mai e capabil să conducă ministerul. Pot să-mi pun această întrebare? Deci președintelui României se fac tot felul de teste ca să știi, bă, domnule, mai e capabil, nu mai e capabil. Poți să zici, nebunește omul, declară război, nu președintele României. Să fie în deprinitatea exact. Capacităților. Vreau să știu mentale. Că domnul Meleșcanu e capabil în momentul de față să conducă ministerul afacerilor externe. Nu e o glumă, păi să vedem, nu e ironie, nu e o insultă. După ce el a tras concluzia, domnul Meleșcanu, că românii n-au știut procedura și nu sunt de vină, hai să vedem ce reacție are astăzi pe Facebook domnul Meleșcanu, că scrie, l-a găsit scrisul pe domnul Meleșcanu. A avut o reacție domnul Meleșcanu astăzi, nu? Domnule, a avut astăzi o reacție că... domnul Meleșcanu, în sensul în care domnul Meleșcanu astăzi își cere scuze. Da. Domne, ieri ne spunea că sunteți prea mulți români, a dat votul în voi, domne. Domne, un popor care nu e capabil să iasă niciodată la urne s-a trezit acum pe mandatul meu că vrea democrație. Da. A dat democrația în voi. Și văd că a dat democrația și liberalismul au dat în voi. Și userismul au dat în voi. Că dacă poate dacă îl vota pe cel de... dacă vota lista de la ALDE, ar fi fost mulțumit domnul Meșcanu. Astăzi s-a repliat. Și are alt punct vă mulțumesc de vedere. Tuturor celor din afara granițelor care au fost la vot într-adevăr la unele dintre ele cu așteptări destul de lungi. Mă rog. În mod evident, dublarea secțiilor de votare nu a fost suficientă în condițiile unei participări care a depășit orice așteptare. Este clară necesitatea de a schimba sistemul de vot. Ambasada și consulatele nu vor putea face față cu sediile și implicit cu personalul existent.
pentru a evita dificultățile în zonele comune. Păi spuneți-i domnului Meleșcanu. Programul ar fi fost o soluție, nu știu, dacă mor legal, nu știu. Așa, lasă-l în pace că spune prostii. Bun. Deci domnul Meleșcanu, adică nu știu cum era în anii 40-50. Își cere scuze că nu se poate, da. Că nu se poate. E, nu știu cum era imediat după război, când s-o fi apucat el de politică. Da. Dar în momentul de față, dacă tu nu ai infrastructura necesară, că tu ești în România, normal că n-ai infrastructură, n-ai destule sedii în care să organizezi, poți cere autorităților din statul respectiv să-ți pună la dispoziție spații. Uite, asta e tare. Asta e o informație tare de tot. Da. O să-mi sune cineva acum pe domnul Meleșcanu și o să-i spună. Domnul Meleșcanu, vedeți, domnule, că puteam să facem, uite ce puteți, și au zis niște băieți la B-ul. Nu au zis niște băieți. Vă vine să credeți așa ceva, uiteți că s-ar putea să fi făcut așa și era mai bine. Bun, acum citesc din această, de pe site-ul Guvernului. Eu am mai dat citatul ieri, dar ce zi, era 7 seara, poate domnul Meleșcanu nu mai era în temă. Avem în momentul de față Ministerul de Externe. Dar poți să spui tu ce ai de spus până găsești eu asta și revenim în momentul. Da, ce am de spus este că al treilea motiv ar putea să fie, sigur, acum suntem la al doilea motiv, incompetență, și al treilea motiv ar trebui să fie reavoință. De data aceasta, sigur că voturile din diaspora, bă, nu sunt de natură să echilibreze totuși votul din țară. Gata, care am găsit. Dar pe de altă parte, în momentul de față, procentele au atât de apropiate încât cu siguranță era decisiv votul din diaspora. Era decisiv. Și acum vă citesc de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, deci nu MAE, MAI, care publică și MAI-ul regulamentul ăsta. Dar domnul Meșcan probabil nu citește decât site-ul MAE. Da. Sau nu umblă pe calculator, nu știe, cu clapete, cu d-astea. Îi aduc un papirus pe care... după care se citească. Pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, Ministerul Afacerilor Externe, unde Meleșcanu, ministru, organizează secții de votare pe lângă misiunile diplomatice, normal, da? Oficiile consulare, secțiile consulare și institutele culturale din străinătate. Da? Da. Deci acolo, astea fiind ale noastre, la noi, unde avem noi spații de depozitare. Ministerul Afacerilor Externe, da, adică Meleșcanu, surpriză, da, poate organiza cu acordul autorităților străine, secții de votare și în afara secțiilor de votare menționate mai sus. Emoțional, adică tu știi, te duci la italieni și spui, frații mei, ați văzut că la doi italieni dai de un român. Înțelegeți-ne, că noi avem două secții consulare, o ambasadoșe. Putem să facem și noi aici la mini-marketul de la parter o secție? Ne-ar fi refuzat autoritățile străine? Nu cred că ne-ar fi refuzat. Dar ce să știe Meleșcanu? Zi importantă astăzi, ziua în care Liviu Dragnea este în acest moment deja la Rahova, la închisoare, ceva ce sigur nu se prea bănuia că se va întâmpla. Să-l ascultăm pe Liviu Dragnea în momentul în care lucrurile, ziua de astăzi era foarte îndepărtat. Despre ce lege e vorba? Că acum află despre... Zile trecute, care zice că cei care au pedepse maxime de 5 ani cu executare pot face executa pedepsa acasă, la domiciliu. Dacă vorbim despre fapte... Mă ajută pe mine, domnișoară, ca să înțeleg și eu, că totuși m-am săturat. Așa, dacă voi fi condamnat, cu ce mă ajută pe mine? Asta vă întreba pe dumneavoastră. Păi nu, dacă mă întrebați, înseamnă că aveți ceva în cap când mă întrebați pe mine lucrul ăsta. M-am săturat de toate aceste minciuni. M-am înțeles că mă acuză. În afară de mine mai sunt oameni în țara asta? Întreb. Și pe ei întrebați, doamnă, domnișoară? M-am săturat. Publică, a, deci cei care nu sunt în funcție publice poate să fie distruși. Pentru că nu vorbiți cu ei, nu ieșiți din camera asta să vorbiți cu ei. Că unii spun că vă favorizează pe dumneavoastră, având în vedere că... Dovezi, doamnă, înseamnă că orice lege mă favorizează pe mine. Da, Liviu Dragnea, în momentul când era, mă rog, suspect întotdeauna că se încerca scoaterea lui din situația în care se află. Cum era întrebarea? Deci cu ce dracu mă ajută pe mine asta, domnișoară? Păi vă ajută că nu mai faceți pușcărie la pușcărie, faceți pușcărie acasă. Și vorba aceea, când e vorba de casă, chiar e punctul dumneavoastră forte. Și am văzut că vă interesează, adică puneți preț pe casă destul de mult, că s-a investit în casa domnului Dragnea. Da, ca să scape, ca să zicem ca așa. Ca să fie bine. Ca să fie bine, îi spunem bună seara și colegului nostru Tudor Mușat. Bună seara, Tudor. Bună seara. Bună seara. Ce se întâmplă la emisiunea ta din seara aceasta, seara importantă? O seară importantă în care, sigur, încercăm să facem pasul mai departe, privirea mai departe, pentru că, iată, capitolul ăsta pare închis, cel al lui Liviu Dragnea, la fel ca și cariera celui care a ajuns direct din fruntea Camerei Deputaților și a principalului partid de guvernare
la pușcărie de data asta, și în Huiduiel, și măturat el și partidul lui în același timp de votul semnal dat ieri de majoritatea românilor. Sunt două planuri aici. Unul, ce se întâmplă în Partidul Social Democrat, pentru că noi am văzut împreună imaginile cu Viorica Dăncilă și acel grup de miniștri și de lideri ai partidului în jurul domniei sale, o poză pe care probabil cu atenție au încercat să-și o compună cei de la PSD, cu miniștri, cu performanță. Ne întrebăm ce caută în continuare Lia Olguța Vasilescu în această poză, din care admiteri au dispărut de-al de Codrin Ștefănescu sau Cătălin Rădulescu, principali comunicatori și purtători de anume retorică în această campanie, care cu siguranță n-a făcut niciun bine PSD-ului. Ăsta ar fi un plan. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia dacă încearcă realmente să ne facă să credem că eșecul a fost doar legat de persoana lui Liviu Dragnea și că de acum lucrurile o să meargă minunat și în rândul partidului și în ceea ce privește prestația publică a acestui partid? Planul 2 îi are în vedere pe ceilalți care par să fi câștigat în acest moment simpatia electoratului, și aici e interesant de văzut cum va fi gestionată această situație, pentru că se fac multe planuri. La fel, e foarte ușor în acest moment, cu scorurile astea atât de apropiate, să te gândești. Da. Oamenii ăștia vor trebui de acum încolo să negocieze. Nimeni nu poate să mai ajungă teoretic în postura de a deține, de a concentra atâta putere cum s-a întâmplat cu PSD. Și apropo de planuri și apropo de Olguța Vasilescu, eu rămân totuși în această întrebare pe care n-am apucat să spun. Dom'le, se mai face nunta? Liviu Dragnea ne-a anunțat că va face o nuntă, că nașii, că nu știu, mai se face nunta? Și dacă da, cu cine? Pauză până mâine la ora 18.